L-avem la telefon pe Atanas Strică. Salut, Atanas! Bună ziua! Salut și felicitări! Mulțumim frumos! Ne-a crescut inima, să știi, când am văzut că ai marcat împotriva Angliei. Da, vă dați seama, a fost un moment frumos pentru mine și pentru colegii mei. E ceva unic să batem Anglia. Nici noi încă nu realizăm ce s-a întâmplat exact, dar probabil zilele următoare o să ne dăm și noi seama. Da, doar o secundă, Vlad, spune-le oamenilor ce s-a întâmplat, ca să știe. Doar o secundă, Atanas, să-i punem pe privitori, că poate unii nu știu, deși mă îndoiesc. Da, România a câștigat împotriva Angliei 2-0. România care? România Under 20. Păi așa, da, așa. Că zice lumea, sunteți nebuni. Că România Under 18 a pierdut 5-0 în Portugalia. Da, deci România Under 20. România Under 20, o victorie de prestigiu împotriva Angliei Under 20, 2-0 cu Atanas aici lângă noi. Unul dintre marcatori. Unul dintre golul marcatori. Golul 2 din penalti, golul 1 senzațional marcat de Mihai de la UTA. Cum să spun, șut de la 25 de metri. Atanas, hai povestește-ne puțin cum a fost, că știi cum e, să mai auzim și vești bune. Să mai vorbim și de victorii. Cum a fost victoria asta? Sincer, îți vine să crezi că ați bătut Anglia? Nu știu ce să zic acum. La începutul meciului, dacă ne-ar fi spus cineva că o să facem egal, am fi semnat cu toții pe loc. Am început meciul foarte bine, cu un gol incredibil al lui Mihai. Asta ne-a băgat un pic în vână. După care am stat foarte bine în teren, am închis spațiile și a venit tot așa, printr-o schemă făcută la antrenament, să zic, cu niște devieri și greșeala portarului Angliei, plus dribbling-ul lui Musi de la penalti și na, s-a făcut penaltiul 2-0 și am început să închidem spațiile cât mai bine tot meciul. Și după au avut ei un penalti care n-a prea fost. Da. În opinia mea, la lui penalti niciodată. Și dă unul pe lângă poartă. Și noi am rămas surprinși că a dat la lui, dacă dai penalti, ăla cum? Povestește-mi puțin cum a fost la vestiare, după ce bați Anglia, că atât de dor ne-a Atanas de victorii din astea, încât crede-mă, aștept orice amănunt, poți să mi-l dai, ți-l sorb, ca să zic așa. Vă dați seama, ne-am bucurat foarte, foarte mult, pentru că, cum am spus, nici acum nu ne dăm seama exact ce s-a întâmplat. Mi se pare că am câștigat un meci banal cu orice altă reprezentativă, dar a fost o bucurie de nedescris, suntem foarte fericiți, dar... Sper că v-ați spus, sper că ați dat drumul la muzică, la manele, sper că a fost distracție. Da, da, Musi a fost DJ-ul. Da? Și ce v-a pus? Da. Ce v-a pus? Ce melodie v-a pus? Ce știe el cel mai bine, mai multe. A, e cu manelele, Musi, a? E cu orice. A, dar care a fost melodia de ați început tot să cântați? Nu știu să vă zic o melodie. Imnul național. Da, da, așa e. Imnul național. Imnul României. Da. Da. A, deci Musi a fost DJ-ul și înțeleg că a fost, cum să spun, bucurie mare, pe ritmuri de muzică, de manele, e? Da, 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 a fost nu neapărat pe manele, pe... Pe muzică, în fine, nu. Multe, da, nu, eu zic de manele, că știi că manelele te bagă când în momente din alea, știi cum e, manelele parcă-s cele mai indicate când ai momente din astea de euforie. Depinde, mă, pe unii bagă da, brams. Nu știu, oricum nu prea am prins bucuria din vestiar, că am fost afară și am vorbit cu familia mea. Da, cred că foarte fericită familia. Da, normal, că fiecare gol în spiș la fiecare victorie, e normal. E poate cel mai important gol din cariera ta? Nu. Țin să vă zic că nu, pentru că am mai dat un gol la echipa națională și consider că a fost împotriva unei naționale un pic mai important, de chiar dacă n-a fost într-o victorie cu Franța la turul de elită. Aceea a fost o națională foarte, foarte puternică. Am înțeles. Bun, da, și englezii, din ce știu eu, nu sunt specialist, dar băi, n-au fost și ceva jucători în teren, eu așa știu, care joacă în Premier League? Da, au fost, băi, a fost fundașul stânga Lewis Hall de la Newcastle, care e împrumutat de Chelsea, sezonul trecut a jucat la Chelsea aproape după 40 de milioane de lire, cum? Da, da. Așa? Au fost și de atacanți care, tot așa, Burstow e împrumutat la Sunderland de la Chelsea, Scarlett de la Tottenham, vă dați seama, fotbaliști importanți. Adică ați jucat împotriva unei naționale cu jucători de, unei naționale de, până la urmă, de sute de milioane, nu până la urmă. Da, așa e, dar cum ne-a spus și Mr. Curelea, unitatea grupului și forța grupului este peste milioanele de euro. Mm-hmm. A, așa v-a spus, a? Da. Cum, deci te-ai dus tu să bați penaltiul? Erai tu desemnat sau tu te-ai dus să ai fost mai curajos?
Chiar în cameră am avut o discuție că cu, eu sunt coleg de cameră cu Musi și am spus că dacă el obține penaltiul, bat eu și dacă obțin eu, bate el. Aha. Pentru că am văzut și noi, chiar la colegul meu, la Mitrița, am văzut că dacă obții penaltiul, ratezi. Nu, e o lege nescrisă și am considerat așa. Am luat mingea, am luat mingea, am bătut 2-0 și... Ai avut ceva emoții? Vă recunosc că da, am avut emoții. Aha. Uh-huh. Ce, cum a fost după meci cu familia? Păi, mama m-a luat în brațe, prietena mea la fel, m-au felicitat, au fost foarte, foarte mândri de mine și tatăl meu m-a sunat. Da? Ce ți-a zis Eugen? De ale lui că îmi crește cota, că el e cu cota. A, am înțeles. El e pe cașcaval, a? Ele cu banii, da. Am înțeles. Așa. Să înțeleg că tu ești așa mai romantic, ca să zic așa? Tu ești pe principii mai mult? Da. Așa e. Am înțeles. E bine că ești unul cu bani în familie, acum mai pragmatic. Știi cum e până la urmă? Da. Știu. Lorena, fericită? Da, bineînțeles. A fost și la meci. Mă urmărește peste tot în țara asta, pe unde mă duc, în lume. Și vă dați seama că e foarte fericită mereu când fac un joc bun, când marchez. Ce ziceau jucătorii englezi când au văzut replica voastră foarte bună în teren? Jucătorii ăștia de milioane, ce vorbeau? Că-i auzeați, nu? Da. Bine, spuneau între ei să fie mai să câștige mai multe dueluri, pentru că noi cam le-am luat multe dueluri și așa. Puțin surprinși? Da, cred că da. Oricum, noi am fost foarte motivați încă de când s-au cântat imnurile și am dat mâna cu ei. Ei ne-au luat un pic așa de sus, dădeau mâna ușor. Erau așa un pic aroganți și lucrul ăsta ne-a deranjat un pic. Aha. Și am intrat în teren tare, i-am luat de sus, i-am luat pe sus și... Minutul 16-2-0. Da, până s-au spălat pe mâini ieri cu ei cu niște dezinfectanți, era 2-0 deja până și-au revenit. Era deja 2-0 și nu mai știu ce să mai fac. Deci v-au dat mâna așa, adică cu superioritate, da, nu? Da. Mâna aia slabă, ceva de genul, bine mă, trebuie să dau mâna și cu voi acum, asta e. Da, mâna așa slabă, ușor, nu știu, da. Și ce te-a, va deranja rău asta, a? Da, ne-a deranjat, pe asta am vorbit înainte de meci, când eram acolo la cerc. Așa. Am spus că nu, ne-am luat prea de sus, sunt prea aroganți, trebuie să facem ceva neapărat și să facem cum facem de să câștigăm meciul ăsta, pentru că brav. Asta ne-ar... Mă bucur mult, suntem tare mândri de voi. Cum e Curelea? Mi se pare un selecționer interesant, Atanas Curelea, nu știu, așa mi se pare mie. Nu neapărat că ați bătut Anglia, dar am mai auzit niște discursuri de ale lui, am mai văzut niște declarații. Da, sincer să fiu, da, este un antrenor foarte bun. Ne-a ajutat foarte mult pentru că ne-a unit acest grup foarte, foarte mult. Și gândiți-vă că primul meci am bătut Cehia acasă 2-0 și în Portugalia am avut foarte mare ghinion. Păi sunteți pe locul 1 acum. Ne-a bătut în minutul 98 Portugalia. Așa, după ce au avut 1-0 până în minutul 87 sau așa 1-0. Ceva, da. 1-0 din minutul 1 am dat gol acolo. Dăm golul repede. Secunda 5. Dar de ce? Chiar e pregătiți asta la antrenament? Dați goluri așa de repede sau e întâmplător? Nu, ne iese. Adică pregătim și asta, doar că, să fiu sincer, ne iese. Chiar ne iese. Uh-huh. Am înțeles. Da. Deci, domnul Curelea, mister, cum îi spuneți voi, un antrenor interesant. Hai să vă spun eu de Curelea, că eu știu bine pe Curelea. Da. Întâmplarea face să fim vecini la două porți și mai stăm de vorbă. Domnule Costin a fost, pe lângă jucătorul pe care știe toată lumea care a fost, atacant bun, el a stat 4-5 ani lângă Petrescu. În vară, Petrescu a luat-o spre Jongbuk, Corea. Cât a stat lângă Petrescu? Cam ultimii trei, cred. Cam ultimii trei. S-a lăsat de fotbal. Uh-huh. Deci, el... Deci a stat practic... Secund. A stat lângă cel mai în vogă antrenor român. La CFR, nu știu, ani mulți. Și înainte de aia mi se pare că a fost pe la Clinceni un pic sau nu știu ce bun. Dar acum a stat lângă Petrescu, a fost la Clinceni, cred că tot secund. A stat lângă Petrescu, măcar vreo 2 ani jumate. Au prins și cupele europene și a învățat de la el. Și avea varianta, și cred că Petrescu era de acord, de a merge cu el acolo. Da.
Ceea ce financiar, eu spun că însemna pentru Curelea mult mai bine să fii primul secund al lui Petrescu la o echipă bine plătită în Corea. Logic, da. El încă de, n-avea chestia. Decât să stai pe 100 de milioane salariul la Națională. Că atât are. 2-3 mii pe aici. Îți spun garanta, n-are mai mult. Are două, nu? De 2000 de euro. Nu știu cât are, habar n-am. În fine, da. Mai sunt diurnele pe la acțiuni. Așa, nu mai. Oricum, pe aici. Dar el până să aibă asta, că n-avea oferta de la Under 20, da, a zis, dom'le, am 30, nu știu, 38-39 de ani are Curelea, născut 84 sau 85, e momentul să plec pe drumul meu de antrenor principal. Are prou, dom'le, mă duc și iau o echipă de Liga 2, de care o fi, pentru că acum e momentul. Și iată că a venit oferta asta de la federație, acest lot unde a fost Pancu înainte. Deci omul a ales să meargă, să facă carieră și nu banii, asta a ales. Să antreneze. Să antreneze. El pleca, să plece Aline pe sabia lui. El e într-o relație bună, da, cu Petrescu în continuare, da, adică da, nu s-a pus prea că să nu-l ia. Da, acolo. Interesant. Lua. Da, auzi Atanas. Da, te rog, zic. Petrescu în perioada aia când era cu el mi-a vorbit foarte bine de Curelea. Da? Știu situația. Revenim imediat. Da. Ai auzit Atanas, deci toată lumea vorbește frumos de Curelea. Păi făcea toată treaba, că era suspendat tot timpul Petrescu, era pe tribună. Ce urmează Atanas pentru voi, pentru Național? Păi urmează un meci la fel de important cu Norvegia. Mergem acolo să facem ce am pus și la meciul cu Anglia, să luăm cele 3 puncte. Mhm. Uh-huh. Mm-hmm. Dar cum e? Cum ne calificăm? Cum e sistemul? E o competiție semi-oficială asta. Deci nu e... N-ai unde să te califici. E am o competiție înțeles. Între echipe. Da, de elită. E socotită o elită. Am înțeles. Practic să creșteți voi ca fotbaliști. Se face și un clasament, da. Na, mă rog. Să creștem, păi avem posibilitatea pentru de a juca acest gen de meciuri. Ne bucură foarte mult și dăm tot ce mai bun la fiecare meci.